A fost show total de culoare, emoții și magie pe Național Arena. Generația de aur a fotbalului românesc, celebra echipă care a atins performanțe remarcabile în anii 90 și a luat rămas bun de la fani printr-un meci de adio organizat în capitală. Evenimentul, marcat de emoție și nostalgie, a reunit jucători emblematici precum Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu și Ilie Dumitrescu. Meciul de adio al fotbaliștilor, care au scris istorie pentru România la campionatul mondial din 1994, s-a terminat cu victoria tricolorilor, scor 3-2. Partida eveniment a doborât recordul de asistență pe Arena Națională. 54.967 de suporteri au fost prezenți la meciul de retragere al generației de aur. Generația de aur a României. Generația 90 a fost prezentă din nou pentru a arăta că încă poate să joace fotbal, să facă spectacol și să demonstreze că poate să ne ducă din nou pe cele mai înalte culme ale bucuriei. La 30 de ani de la Cupa Mondială din 94, generația de aur, echipa care a scos sute de mii de români în stradă, s-a întors pe teren pentru un ultim meci. Partida s-a desfășurat într-o atmosferă festivă, atrăgând mii de suporteri dornici să-și arate aprecierea pentru sportivii legendari. Meciul a fost un tribut adus talentului și dedicării celor care au adus glorie fotbalului românesc. Partida a început cu un moment de reculegere emoționant, ținut în minutul 5 în memoria lui Daniel Prodan. Fotbaliștii generației de aur, vizibil emoționați, au făcut spectacol alături de adversarilor într-un meci ce va intra în istorie. Foștii sportivi care au încântat o țară întreagă prin performanțele uriașe realizate la campionatele mondiale și europene au ridicat publicul în picioare în multe momente, la fel cum o făceau pe vremuri. Selecționata internațională a deschis scorul prin Rivaldo în minutul 21, iar în minutul 28 Pandev a înscris pentru 2-0. Pasă în spate la Rivaldo! Este primul gol al serii, marcat de brazilianul Rivaldo. S-a făcut 2-0 pentru selecționata lumii. Marcat Goran Pandev. După această acțiune a lui Karagunis din nou... Revenirea tricolorilor a început în minutul 40, când Hagi a pasat și Basaran Panduru a înscris plasat. Necesită. Hagi în spate pentru Panduru. Panduru! Hagi! Gică Hagi! Marchează pentru 2-2! Partida s-a încheiat 3-2 pentru generația de aur a fotbalului românesc, care a dansat ultimul vals după performanța superbă de la World Cup 1994. Pe teren au evoluat și jucători din alte generații alături de invitați speciali, oferind un spectacol fotbalistic de excepție. Tribuna a fost plină de entuziasm și nostalgie, fanii scandând numele idolilor lor și rememorând momentele de glorie ale fotbalului românesc. Adversara României a fost o echipă formată din foști mari jucători ai lumii, printre care Rivaldo, Stoichkov, Panucci. Ultimul meci al generației de aur a stârnit un interes major pe Arena Națională din București, unde au fost prezenți peste 50.000 de spectatori care au afișat o coreografie superbă pe întreg stadionul.